subliniere imense pentru milioane de români, noi beneficii vitale de la 1 aprilie. Subliniere imense pentru milioane de români. Acest subliniere au parte de noi beneficii începând cu data de 1 aprilie. Asiguracii români vor beneficia de servicii medicale în plus după ce la 1 aprilie a intrat în vigoare noul contract cadru de asistent medical pe 2018. Acest subliniere TIA vor putea să subliniere ridice receta de medicamente compensate subliniere gratuite de la orice farmacie din car subliniere nu doar de la cele aflate în judecul de care aparține, anunca adevărul ro. În plus, pacienții vor putea să subliniere îi fac investigații la oricare furnizor de profil din car, indiferent cu ce cas de asigur de sănătate se află acesta în relații contractuale. Potrivit noului act normativ în vigoare, românii care au nevoie de dispozitive medicale, respectiv proteze pentru genunchi sau proteze auditive vor putea trimite documentele necesare prin posubliniere T-C3 casa de asigur de care aparțin, fereastra la COZ pentru depunerea dosarului. O altă modificare se referă la programul de activitate al medicului de familie, care va fi nevoit să aibă un program de 35 de ore pe săptămână, minimum 5 zile din subliniere apte, se mai arată în documentul citat. Asta pentru a limita situațiile în care pacienții nu pot beneficia de servicii, se mai notează în documentul citat. În ceea ce-i privește sublinierea pe pacienții cu cancer, se elimină o barieră birocratică importantă, respectiv nu vor mai fi nevoiți să aibă asupra lor un bilet de internare pentru spitalizare continuă. Pacienții oncologici se vor putea prezenta direct la spital, mesuri de bun augur, spune Cezar Irimia, presubliniere-dintele Asociației Naționale a Pacienților Cronici din România, APCU. Lista de servicii se extinde, românii vor primi mai multe medicamente compensate sublinierei gratuite. O altă noutate e ce tensiunea lor arterială va putea fi monitorizat timp de 24 de ore inclusiv de către medicii de familie, ceea ce până acum intra doar în atribuția medicului. Asta pentru ce pachetele de servicii medicale, minimal sublinierei de bază se reorganizează. În pachetul de servicii medicale de bază pentru asigurați se introduc noi servicii ce vor fi oferite de medicul de familie, cum ar fi eliberarea adeverincei pentru încadrarea în munca persoanelor aflate în subliniere omaj sublinierei eliberarea fi sublinierei sintetice pentru copilul încadrat sau care urmează să fie încadrat în grad de handicap. De asemenea, se clarifică modul de acordare a altor servicii, cum ar fi administrarea de medicamente intramuscular, subcutanat, intraidermic, intravenos sau perfuzabil, arată reprezentanții Casei Naționale de Asiguri de Sănătate, NAS.